Doamnelor și domnilor, iată imagini de la mișcarea de solidaritate cu drama prin care au trecut familiile celor două fete ucise de criminalul de la Caracal. Și ploieștenii, la fel ca toți românii din această țară, au socotit că trebuie să se solidarizeze cu drama acestor două familii care și-au pierdut fetele, ucise de acel nemernic din Caracal. Cele două fete, Mihaela și Alexandra, sunt acum printre îngeri, însă criminalul, conform colegilor din presa centrală, și-a recunoscut astăzi dublul asasinat. A recunoscut că cele două fete au fost asasinate de el. Și nu este doar el singurul vinovat. Vinovat este orice funcționar public care din neglijență sau din proasta legislație a permis să se întâmple aceasta. Iată ce au scris ploieștenii: nepăsarea ucide și iartă-ne, Alexandra. Suntem în zona centrală a orașului Ploiești, la ceas, cum știu tinerii îndrăgostiți. Și aici este locul unde de obicei tinerii își dau întâlnire, tinerii cu gânduri curate, cu gânduri frumoase, romantice. Aici, lângă statuia eroilor Revoluției din decembrie, s-a construit un mic altar pentru Alexandra și pentru cealaltă fată, Mihaela. Unde oameni de bine, iată, aprind lumânări. Absolut toți păstrează momente de reculegere, nu se scandează nimic, nu se strigă, nu se învinovățește nimeni.
să salut și eu, te salut Gabi. Să uităm și pe producătorii de brânză de capră. Într-adevăr, nepăsarea ucide. Și eu aș adăuga, dragii mei privitori, și corupția. Corupția ucide cel mai al naibii. Toți implicați în aceeași situație. Așa a fost și la colectiv. Da, acolo, aici, altă dovadă că instituțiile nu au funcționat. Am dreptate. Așa altă e. Chestie. Și așa vom merge în continuare. Uite, suntem 30 de ani de la visa revoluție, care acum a fost revoluția până lucrurile de stat, clar. Și uitați ce se întâmplă în România cu instituțiile statului român, care Sanciu zic că apară. Credeți că doar nepăsarea nu ucide? Eu aș zice că și corupția. Și corupția. Oh, așa și e. Corupția. Corupția pe și dracam să pute. Dar da, de sus, dacă acolo apoi chestiile astea jos, vă dați seama ce. Normal. Și mai ales cum s-a întâmplat exact, că v-am auzit comentând de cazul colectiv. Cristian Marin Prahovea, mă numesc. Nu credeți că este oarecum dubios cum s-a aranjat treaba asta tocmai înaintea zilei de 10 august? Da, e și picarea guvernului Ponta, e cam cusută coața albă. Bine, serviciile secrete l-au forțat pe Ponta să-și dea demisia. Vă aduceți aminte cu tot guvernul? Știu, știu, știu. Dar și acolo a fost o...
Exact. Iar acum această crimă a picat cu ghilimele de rigoare și cu durerea în suflet pentru pierderea acestor familii, dacă au avut, sunt două fete care au fost ucise, mai mult, sau mai multe. Și un copil de 10 ani. Asta a picat cum nu se poate mai bine pentru guvern, pentru că automat s-a descentralizat ura, focusarea pe... Nouă ne-a trebuit o revoluție. Exact. Lovitura de stat, să vedem cât de mulți proști avem. Așa. Aici vedem cine știe ce are de făcut, ca instituție, ca om, ca persoană, cum își face treaba în instituție. Aici ne dăm seama cine își face treaba și cine. Și s-a văzut, uitați, sunt 30 de ani aproape de la Revoluție încoace, cine face treaba și cine. Eu zic de la eveniment, eu nu folosesc termenul de Revoluție, zic de la evenimentele din acel decembrie roșu. Eveniment e prea pus, prea ușor, prea fin, prea cobraz eveniment. Yeah. Aia a fost clar lovitură de stat. Din anumite grupuri de interese. Care asta au vrut și asta și-au dorit și asta au reușit până la urmă. Calitate de tânăr, am și o întrebare. Vă rog. De ce credeți dumneavoastră că s-a întârziat atât de mult în intervenția autorităților? Instituțiile din cauza... Din cauza procedurilor și a legilor strâmbe, pentru că eu am făcut dreptul, am făcut. Păi da. Nu contează. Ei acționează precum... Vă înțeleg. Au stat 4 ore la vă înțeleg. Vă dați seama, 4 ore au stat. Da. Mai o virgulă, în caz de urgență se poate acționa. Da, da, dar ei nu. Asta e gata. Deci nu există nicio scuză, poate să vină cu decretul în față cu orice vor ei. Nu există nicio scuză pentru care o plaie de proști, de proști care au ajuns cu o haină a statului să o poarte, da, corect, pe pile și pe relații. Deci de ce vorbeam mai devreme? Aduceți cu ce v-am zis eu mai devreme. Deci am vina de găină și vine să plâng pentru că mă gândesc că am plâng pe mine și care plătiu, știu, știu. Pe cel mai mic salariu mei, putea fi sora mea, putea să fie... E 40-50 ron, vă dați seama, miron, vă dau cuvântul meu. Deci 40-50 de milioane o salariu pe lună, pentru ce își primesc banii ăștia? Din banii noștri, dar pentru ce? Că se plimbă toată ziua. Și au și pensii speciale. Dacă hai să, hai să facem o comparație. Da, la 40 de ani, o pensie speciale. Hai să facem o comparație. O bătrână care vinde la colț acolo, zarzavat, dacă face așa ceva, ea e teroristă. O ia, o trândește cu burta de pământ. Da. Mi-a plăcut de niște cuvinte a fostului președinte, Traian Băsescu, și a spus-o clar. Instituțiile să funcționeze, să prindă nu peștișorii, ci rechinii care într-adevăr duce țara în jos și poate jos de oameni care nu și sunt de treabă. Da, da, aici aplicându-se principiul dominoului, dacă iei cartea din vârf, se dărâmă pe toată piramida. Asta, pe tocmai de asta. Hai. Păcat, păcat de țara asta, că e frumoasă și muncitoare. Dar uitați cine ne conduc, uitați cum funcționează statul, cum funcționează instituțiile statului care sunt plătite de bani grei, foarte grei, din banii noștri, uitați. Și ca să, dacă vreți să considerați așa ca o alinare, și frații noștri de peste Prut, din Basarabia, au demonstrat astăzi din solidaritate în fața ambasadei României din foarte Chișinău. Foarte din partea lor și îi felicit pentru că sunt alături de noi și noi suntem alături de ei. Îi felicit cu ocazia asta. Am văzut o postare a jurnalistului basarabian Oleg, în care anunța aceasta. Iau, mă bucur pentru ei și îi felicit. De ce nu mai puteți face asta? Da, păi corect. Ca noi ca bărbați nu simțim, da, dar dânsele ca femei simt altfel, deosebit față de noi. Pe ăla, cum se, că nu vreau să fac politică, dar când văd pe Tăricianu să dă pe lângă unul și pe lângă altul bașca, poate să intre și el să mai ia ceva în voturi, să
mai câștigi electorat, când îl văd pe ăla... Pe bărbat, oh, manipula foarte ușor, mai ales ca o femeie. Și eu, din punctul meu de vedere, eu consider că în momentul de față nu au ce să mai caute bărbați la putere. Sunt prea... Te-ai dus, le-ai arătat ceva, i-ai manipulat, un gest, ăla imediat, pică în plasă. Nu! Nu au ce să caute bărbați la putere. Acest articol pe internet, în procesul de... Pardon, este de 40%. Cine mire pe noi faptul ăsta când avem un prim-ministru care nu știe să dea o declarație sau nu știe în ce deci oraș? Ce te mai miră? Cine mai miră? Deci că dacă întreb între Ceana, domnii Ștefan cel Mare, nu știe, vă spun eu clar că nu știe. Aia știe în ce oraș e? Aia este pleacă exact. De râsul lumea m-a ajutat. Stați liniștită, doamnă, că va candida la președinție. Da, va candida pe lor. Așa, o mică povestioară. M-am putut din Franța anul trecut, în speranța că vreau să-mi trăiesc, să-mi cresc copiii în România, în care eu am crescut, da, și care am fost educată de către părinții mei în țara aceasta, prin școli și așa mai departe, da? Și am vrut ca și copiii mei să aibă aceeași experiență ca și mine, să trăiască... Și educație cum trebuie. Ok, cu coloană vertebrală, da, crezând că încă se mai poate face lucrul ăsta. Dar, din secret, că am făcut o greșeală, că am plecat din sistemul ăla, cu toate că și la ei sunt foarte multe nereguli. La dure părăs că nu există. Dar cu tot ce au ei, bun, și așa și cum suntem noi văzuți, pentru că am lucrat în trei locuri de muncă, în care suntem cel mai prost. Aveam plancarde cu tâmpita asta, care este la putere, da? Și râdeau efectiv de noi, da? Dar bineînțeles că eu am susținut sus și tare să-mi apăr țara, da, în fața lor și am reușit, pentru că am avut destule arme să sap ca să pot să le dau peste nasoare, cum că nu suntem așa cum cred ei. Dar în cazurile, în ceea ce se întâmplă în momentul de față, chiar nu am ce să le mai spun. Nu am! Nu pentru că la ei nu există așa ceva, ordin la ora 6 dimineața, la ei nu există o oră în care nu există un program în care să intri peste cineva, în care un nebun, un psihopat îți omoară copilul. Dar nu există! Ăia intră peste tine și dacă ai furat din magazin o haină și ei cred că ajung să creadă că tu ești vinovatul, intră peste tine, indiferent de oră, peste tine în casă, cu mascat și te leagă în casă pentru o haină din magazin. Da. Să nu mai vorbim despre droguri, crime și așa mai departe. Dar eu întreb altceva. Poliția are negociator, are psiholog. De ce nu de și-au ce, făcut treaba? De ce dacă nu au putut intra? Bun, de acord, n-a fost jurisdicția, n-a venit ordinul, n-a venit semnătura. Dar până la ora 6 dimineața, de ce nu a vorbit acel negociator? Ați văzut și prin filmele americane. Și îl căuta să vadă, poate omul ăla e frustrat, poate suferă de ceva, a fost maltratat în copilărie, a avut pe naiba saliat, ce a avut. Și putea să tragă de timp, măcar să împiedice această crimă, ținându-l pe ăla de vorbă și plângând pe umărul lui și mângâindu-l pe cap. Deci a sunat de 3 ori la 112, vă dați seama, da. Și n-a intervenit nimeni. Da. Nimeni n-a intervenit. Da. Se poate da. Așa ceva. Cred că primul instinct care îl ai este normal să sun la poliție. Da. Pentru că te dubești că ei vor veni, ei vor încătușa și așa mai regat. Să vedea, sunt plătiți ca să așa. Exact, să-și facă treaba, instituție. Te gândești că poate să spui și părintele tău a dat-o într-un pericol. Da? Și normal să sun la instituția care te poate ajuta, care a făcut un care te reprezintă în cazul special. Care n-ai jurământul lor să dea, că l-au făcut nu știu cum l-au făcut. Ce? Când e vorba de panul la putere, nu mai contează jurământul. Mai repede acasă, toată lumea nu s-a ajungă nu se gândea nimeni că dacă mamă mă stă în mașina lui, gata, nu mai fi, nu e neșit. Dar chestia asta se practică și acum. Dacă vă duceți acolo la Atipalas, la benzinăria aia, toată lumea face cu ea mânele. Da. Deci chestia asta încă există de foarte mult timp și nu o să moară. Pentru că oamenii de ce fac chestia asta? Cu ea mânele, de ce nu, credeți că ea? Ea e vina singură, suntem pe cont propriu, cine poate scapă, cine nu este victimă. Asta
Așa este, da. Nu, deci nu mai avem ce să facem. Este o țară efectiv. Mă gândesc la viitorul meu aici. N-ai. Eu spun după acum, n-ai niciun viitor aici. În România n-ai niciun viitor. Uitați după 30 de ani de la lovitura de stat. Uitați ce se întâmplă în România. Ce? Suntem sărași, nu avem spitale, nu facem și cu toată întâlnirea noară, ce nu avem spitale. Dar faceți fraților ceva, schimbați-mă mai întâi voi, ca oameni. Păi nu vedeți că ne conduc să schimbă dintr-un partid în altul la fiecare 4-5 ani și tot ei ne conduc. Aceeași mărie cu altă pălărie. Nu vedeți că aceiași oameni ne conduc? Într-adevăr, aveți dreptate. Într-adevăr. Schimbările trebuie să mai vină și din nou. De la noi pe acolo, tu punem ștampila. Nu pun ștampila. Noi schimbăm, noi avem puterea. Și curată când toată lumea aruncă pe jos. Că vrei de la lucruri mărunte să ajung la lucruri grave. Lucruri care poate noi nu le dăm importanță, că spui am aruncat o hârtiuță pe jos, că sunt oameni care se facă chestia asta. Sunt într-adevăr oameni care se facă chestia asta și în orice țară sunt. Dar în țările pe care eu, am fost, existau cursuri de gunoi și existau oameni care făceau curățenie, dar sunt oameni care se arunce așa cum suntem noi. Da? Noi trăim după un da. Suntem, suntem o țară de căzută și moral noi. Și fizic. Hai să schimbăm noi ceva de căzut. Noi. Să fim toate noi. Să fim noi. Da? Mă duc și potez, da. Mai eu, mărește pensia, face aia, face aia. Nu te veni și putează pe cine crezi că va fi. Asta a dat dovadă de gradul de cultură pe care îl au. Da. Ce se le cer? Asta e. Dacă popa le zice, du-te și votează PSD, pe ăla votează. Dar nu i-a zis popa. Așa e. Sau dacă primarul zice nu votez PSD-ul, ți-am tăiat șomajul, ți-am tăiat alocația. Da. Ți-am tăiat, adică sunt atâtea metode de constrângere. În momentul de față, ei, știți cum a murit Ceaușescu? E, asta meritau și din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, a ieșit atâta lume în stradă și ne râdea în față. Deci eu nu am înțeles. Și totul din cauza poliției și jandarmeriei. Că dacă în momentul ăla, când au fost 100.000 de oameni în București, 10 august. Da? 10 august, da, atâtea oameni au călcat pragul și s-au dus, da? Și dacă poliția și jandarmeria și-ar fi lăsat costumele jos și-ar veni de partea populației, chiar mai vă spun eu că situația ar fi fost alta. Altfel. Cu siguranță, dar, cu siguranță. Dar cum eu am cunoștințe în poliție și mulți au spus, păi ce să fac Elena când le dădeau ordine prin căști, ce să fac că nu am copii acasă, ce le dau să mănânce, ce le dau? Frica, și bun, și dacă îți dă ordin, și dacă comandantul îți dă ordin să te omori familia, că este acolo, ce faci, omori? Dacă ați primit ordin, nu e chiar așa, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Din cauza foamei, că ne e frică că murim de foame, nu mare moare, stai. De foame. Dacă n-au murit, deci dacă n-au murit pe timpul lui Ceaușescu, îți mor acum, de la 4 dimineața, de la 2. Să beau un listru de lapte care ce-i 5 de ani. Da, da, am citit. Am citit, sigur că da. Tot din cauza legilor. Păi legile, cine? Tudorel. Și că acum am mai găsit în mulți, multe dragă. Tudorel, Toader și... Băsescu-i primul, Chioru. Că la ăsta s-a întâmplat și acum cere să mai dea voi la lume să plece din țară. A cer comunica mai devreme. Toată lumea spune că pleacă să nu se mai dea voie. Păi ce faci? Să vrei cum vrei? Ies în lumea în stradă, dar văd că la Ploiești nu iese nimeni. Trebuie, trebuie. A, spus pe acolo toată lumea unică la noi Ploiești. Bucureștiu ca Bucureștiu, dar uitați-vă în Paris, la Gilet Jean. Și la noi a fost de Paris, a fost aia de Mihai Bravo, a fost aia de la Fes și aia de la Nord. Ai, ne merităm soarta, mergem cu ei înainte că noi am fost, că n-avea cine altcineva. Asta e, ne merităm. Mergem cu ei. Bine, ai noștri pleacă, ai noștri și noi rămânem tot ca noștri, nu, fraieri. Rămânem cu mai multe experiențe. Și, păcate, oameni. Nu barba, nu? Că aveam 19 ani și era majoră, și ce? Și care-i treaba? Ce dai treaba?
Dumnezeu să ierte. Era major și m-a putut să apere singur de la. Vede un... Ăla nu pot să-l mai nume, nici. Sunt colectiv la școală, nici ei au murit. Nici cu cei de la colectiv care au murit în cele mai groase check-in-uri. Nici cu fetele astea care au murit extraordinar de... Imaginez măcar în felul cum au fost omorâte, da? Deci nu o să se facă absolut nimic. Din păcate. Să facem acum tam-tam zilele astea și ușor, ușor să stinge. Se va pierde. Gata. Se va pierde. Manevre politice. Manevre politice. Haideți, domnule, că lăsăm așa și vedem. Și copilul ăla mâncat de câini în capitală sau așa. Da. Uite, și nu mai fi. Și de urmă, toate chestiile astea se pierde așa de hârtie, de alte știri. Mai apare un pic Viorica acolo la televizor. Sau poate mai apare acasă. Mai apare, nu știu, cine și gata. El poate un an iese din închisoare pentru că la mama mea are 6 de ani și după face jumate din pedeapsă și pe urmă poate fi eliberat condiționat. Și i-au dat la fel a tranșat o a făcut un bucăți, nu știu ce. Uite, dar ce încerc? I-a dat 25 de ani printre care omul respectiv după 12 ani a fost eliberat. Pentru că bună care a muncit și ce mai face 3 scaune. A stat omul 12 ani acolo, prin care ce a făcut? A mâncat, a băut, a luat banele, da? De banii noștri. De banii noștri. Și ce acum este liber și în șoul de muncă și pe la o ieri, pe la faci, pe la... Da, la viața unui om. Da, și gata. Așa și cu masa, pare... Asta se vede la mine. Prima pentru prima, dinte pentru dinte. Ai omorât, ai bine omorât. Ai dat mâna, ai furat, îți ai mâna. Vine altă cu mai face, cum mai întâmplă. Cum zicea și doamna, fără frică, nu se mai poate și în învățământ. Profesorul ăla e luat în râs, dacă nu zici, mamă, ți-o iei sau ceva de genul, nu se asumă. Nu. Depilăm cu ei. Ăștia sunt. Noi suntem prea mici. N-avem. Dar prin votul nostru putem schimba. De asta am zis eu, ce am zis mai devreme. Acolo l-am fost cu chestii. Suntem mici, domnișoară, dar suntem mulți. Cum zicea Lăpușneanu. Asta vreau să vă spun. Mi-aș lua vorba din gură. Suntem mici, dar suntem mulți. Ei sunt foarte mulți de lângă noi. Da, puțin și puternici aici, că e pâinea și cuțitul în mâna lor. Trebuie să ne ținem toți pe mână și să îi dovorâm, pentru că nu se poate. Nu se poate așa ceva. Al altul ăsta, de pușcăria se poate, la pușcărie. Dacă vrem cu adevărat să mai trăim în țara asta, dacă nu, și așa foarte mulți au plecat și vor mai pleca. Și vor mai pleca. Vor mai pleca, toți cei care sunt acum în facultăți, toți cei care... Termină liceele. Mulți nici nu mai fac facultate de frică. Nu știi ce vor cei de la guvern să scape de cei mai inteligenți. Da. Să scape de ei. Care sunt prostia. Avem pentru că păi ăia sunt singurii care pot să-i manipuleze. Prostia. Ușor manipulați. Păi da. Toate produsele sunt pline de chimicale. Aerul e poluat. Ce? Apa e și ea. Așa zic că orșul poiește cel mai poluat municipiu din țară. Chiar lucrul ăsta. E cel mai poluat. Aici stau la țară și vedeți că e un aer mult mai plăcut și e foarte clar. Păi la noi este în primul rând rafinăriile care ne omoară. Da. În primul rând rafinăriile și în primul rând bun aer. Duciți-vă la orice cărță după vlogul, să vedeți tamarul și chiar cu de bun aer. Zice, apare vopsicardul în întrele mari. Așa și aici. Uite ce frumos e aici. Duceți-vă după blocuri. Vă duc acum după blocurile astea de aici, de la... Din centru. Pe aici, în centru. 100 de metri după bloc, să vedeți... Nu vă mai spun. Volte șobolani. Nu, n-ați auzit cum ești. Au angajat peste firma de... Nu peste firma de... A, asta care face prostine. Am avut niște comisari care merge în teritoriu. Eu ăla dă ordine să ridice cu noi. Dacă nu dă ordine să ridice cu noi. Nu are nimic de făcut decât să dă ordine. Dar vedeți exact ce spuneam. De la noi. Pentru că vecinii au auzit și au sunat și la rândul lor la poliție.
chestie, adică ca și restul oamenilor. De ce? De ce? Voi vedeți, tot fratele, la fel de cu patinează o altă zi. N-ar mi putea de o altă zi să facă toată la unul. Mă, dacă ai dat-o cu lumea aia, super legică, cu cea nu. Intram pe cel în casă și nu puneam jos. Portrete ale Alexandrei, iată lumânări dispuse de inimă, oameni disperat, oameni drama celor două familii care și-au pierdut copiii, fetele în Caracal, ele fiind ucise de Gheorghe Dincă, cunoscut acum de istoria română și de istoria mondială drept criminalul din Caracal. A intrat în istorie într-un mod rușinos, dar a intrat având pe conștiință viața și tinerețea a două fete absolut nevinovate. În 10 minute sunt aici. Toți cei care aveți copii, aveți surori, aveți prietene, aveți mame, protejați-le voi. Pentru că autoritățile slabe speranțe să o facă. Vorba veche românească, ce e în mână nu-i minciună, cel mai bine aveți grijă de cei, de cele care vă sunt dragi și nu așteptați prea mult de la autorități, pentru că autoritățile nu au nimic să vă ofere decât promisiuni și scuze și justificări uneori absolut penibile. Mă gândesc, și eu am luat taxiul, și eu am luat autobuzul și mă gândesc că aș fi ajuns prin nu știu ce colțuri ale țării, omorâtă, violată, sechestrată și multe alte. Și apreciez foarte mult curajul, pentru că dacă nu avea curaj, cred că erau foarte multe. Nu se oprea doar la ceva. Ce inimă să ai să faci rău? Îi vedeți cum stau drăguții de ei? Și o bătrânică acolo așa care își câștigă pâinea,
Gândiți-vă câte acte are și câte... Și câte și câte! Și dar... Nu mi se pare normal să stai la poartă când fata aia ține? În plus, ea pe care o trag de aici este că a fost trafic de organe, care a fost implicate și foarte mă gândesc deja, am 16 ani, dar încerc să fie empatică și să mă gândesc că mi-a plăcut locul ăsta și am călătorit. Avem o țară minunată, cândva a fost bogată, cândva eram de neînvins, dar din cauza unor oameni, și din pușcărie pentru că îi se va face acte că este bolnav are și o vârstă, îi mai scade din pedeapsă? Păi oricum, are 66 de ani, deja îi reduce pedeapsa la jumătate, iar... Și depinde și încadrarea juridică, vă dați seama că... Și pe urmă... Bănuiesc că aveți copii, fiecare dintre dumneavoastră. Să vină cineva la dumneavoastră, fiica dumneavoastră a fost omorâtă și știți cum? A fost tăiată, violată și mai râdea și nas. Părinților, da. Mi se pare... Ce o spune? Părerea mea e că a fost frică, adică polițist, îl vezi. Ăia de sus sunt vinovați, pentru că... Nu. Da, dar și nu trebuiau să acționeze mecanic, adică stau să aștept ce... Dacă da. Eu văd pe cineva pe stradă, stau să aștept să timp poliția să intervină, îl intervin eu. Dar de ce, așa cum spuneam și în grup acolo, de ce nu s-a apelat la ajutorul unui negociator, ca în filmele americane? Un tip care să-l țină de vorbă, să împiedice crima, măi omule, ce te doare? Dacă ei n-au avut curaj să intre peste el în curte, vă dați seama, să intre negociatorul, dacă nu intră dita mai trupa de poliție, cum să intre negociatorul? Urează foarte mult să aduci un om ca să poată te țină de vorbă. A durat 19 ore ca să poată poliția să facă ceva, dar pe unul să stea de vorbă. Nu am copii, dar am o nepoată de 19 ani. Păi cred că dacă îi se întâmplă ceva, o palmă dacă ea, moare instantaneu ăla. Deci eu mi-asum tot ce vorbesc. Nu, deci nu stă mascat în față, nu stă jandar, nu stă polițist în față. Prietenul meu știe de ce sunt în față. Eu nu sunt un tip violent, dar să te ferească Dumnezeu, tu ca instituție, tu ca jandar, să te ferească Dumnezeu de furia omului disperat, revoltat. Care nu mai are nimic ce pierde. Deci, să... Am ajuns la concluzia, nu sunați poliții, nu dați apel la 112, sunați părinții, frații, cineva să vină din familie ca să poată să vină să vă salveze. Poliția română nu mai e în stare. Nu avem pe cine să ne bazăm. Nu locuiesc aici, lângă mine un vecin, tot bolnav psihic, a dat foc, mă rog, a vrut să dea foc la casă și am lăsat puteriile lungi. Și noi, cum eram vecini, casă lângă casă, am sunat la 112. Vă dați seama, ei căteam și vine polițistul comunitar la noi, că de ce a sunat la 112, pentru că ne dă afară și că da. Ne face vinovat. Păi, omule, noi ardem aici și de chiar de când ne dă afară, să vorbim ceva. Dacă ajungem aici la o crimă, la 65 de ani, păi eu un om de 65 de ani îl văd ca pe un bunic responsabil, ca pe un om care știe ce-i viața, nu care să violeze o fată de 15 ani. Și tu ca polițist? Să fie strănepoată, nu fiță.
Și tu ca polițist să-ți fie frică să intri în curte. Păi eu ca om simplu, luam câinii, luam un par, peste câinii în curte și peste el, frate, călare. Tu ca vecin, ce, auzi țipete de ore întregi, tu ca vecin, ce, ce poți să faci? Trebuia să intre, nu se intervii, n-a avut nimeni. Păi eu ce spui, n-a avut nimeni sângele ăla. Să zică, bă, gata, bă, hai peste el. Le-a fost frică, ce dacă frate are 9 câini? Câinii sunt o vietăți. Așa și pe Cristian Marin, la fel, ești din direct. O să apară pe Reporter Prahovean, este site-ul meu, sunt jurnalist independent, da, nu țin de nicio redacție. Pentru că am zis că e cel mai bine așa. Așa poți să scrii exact la obiect despre ce vrei. Mediatizat ca să nu se mai întâmple. Și am ales și eu calea lui Mălin Bot, am ales calea lui Oleg Brega. Deci eu nu sunt contra, nu sunt cu niciun partid, nu sunt cu niciun... Foarte bine. Tot omul simt. Vă spun sincer, vis-a-vis de astea, de alegerile astea prezidențiale, singurul om cu care am ales să merg, îmi exprim opinia mea, poate greșesc, Ramona Brusi. E opinia dumneavoastră, vă respectăm, domnule Ferești. Un om venit de afară, care... Văd eu care de gând să facă... Da, și care eu n-am prea auzit de... Nu, da. Viorica Dăcilă, nu Ponta, nu... Deja numele astea s-au rulat, au mai fost în diferite conjuncturi la... Dar dacă Iohannis iese și-a doua oară... Cristian Marin. Dacă iese și-a doua oară Iohannis, poate... Mă găsiți întâi pe Facebook, vedeți că Radio Enigma România, eu realizez emisiuni și la Radio Enigma România, e un post de radio pe internet. Radio Enigma România? Da. Și pe YouTube mă găsiți fie Cristian Marin, dar acolo sunt mai mulți. Mai repede mă găsiți pe Reporter Prahovean sau acesta Reporter Prahovean. Da, acesta este site-ul. Iar la mine găsiți Cristian Marin și o să vedeți la poza de copertă un mixer. Trebuie mediatizat, că altfel nu se face nimic. Și suntem printre puținele orașe, cum am spus mai devreme, suntem printre puținele orașe solidare cu ceea ce se întâmplă în țară. Și frații noștri de peste Prut, da, că tot am spus... Nu mai zic de diaspora, eu sunt Cris. Cât am zis de Oleg Brega mai devreme și de domnul Mălin Bot și de Hari Geană. Am văzut postat că și ei la ora aceasta manifestează, da, sau manifestă, da, în fața ambasadei României de la Chișinău, da, tot pentru această tânără fată, se solidarizează. Am fost plecat cu... în Anglia anul trecut și sunt înscris pe o grămadă de grupuri, românii Manchester, în Liverpool, pe unde am umblat pe acolo. Și românii de acolo, din diaspora, tot așa au făcut, s-au dus la ambasade și văd ce se întâmplă pe grupuri. Bravo! Da. E un pas înainte. Păi nu, trebuie să luăm singur problema în propriile mâini, pentru că așteptând, așa cum ne-am învățat de atâția zeci de ani, de 50 de ani de comunism, las că statul știe, statul e tare, statul le rezolvă. Nu, e o concepție absolut greșită. Eu de ceva ani buni am ajuns la concluzia că eu nu am încredere în poliție, dreptatea mea fac cu mâna mea. Nu port singur că noi fi nici eu mare și alea, apelez la relații și eu mă apelează toată lumea. Nu, în poliție nu mai am încredere de mult nu mai am. Nu, ei sunt barați de anumite prevederi legale de legile astea strâmpe. Că zice, nu pot... tu ca jandar, dacă vine unul și, da, Doamne ferește, lovește o doamnă după aici, da, stau să vină jandarmul ăla de la un kilometru. Zice, stau să văd dacă îi mai dă una, da, stau să văd dacă îi se întâmple ceva, ca să am motiv să-i fac dosar. Dar așa e doar prezumție. Da. Nu mai sunt la timpul copilăriei, dar mie îmi place în filmele astea americane că au totuși o bază de realitate și de adevăr. Polițistul ăla, păi până la urmă și înjură și propriul șef și zice, bă,
du-te așa și pe dincolo, eu sar gardul, mă duc, îi trag doi pumni în față lui ăla și am scăpat. Apropo de americani, când vreodată ați văzut în America să se întâmple așa ceva? Adică, da. Domnule, să se întâmple orori, poliția să stea la poartă și poate aia să țipe. Păi americanul intra cu pistolul peste el în casă, intra... Stătea la poartă, domnule, aștept mandatul la 6 dimineața. Nu, mai sunt, că arată și din partea asta. Sunt polițiști din ăștia căpoși, polițiști bătrâni. Dacă acționez mecanic, bă, frate, repede scrie, scrie dar, să intru așa. Nici chiar așa. Am murit la societate, dacă noi, eu ca polițist, eu nu sunt polițist, dar vorbesc așa. Da, da, da. Eu ca polițist aștept un mandat, am murit ca societate. Păi n-ați văzut că și acolo, zice hoțul, dacă ai dovezi, dacă n-ai nicio dovadă împotriva mea, te-am salutat, pa! Îi ia chipiul din cap, scuipă în el și îl pune la loc, păi zice, pa! Credeți că dacă interveneau ei la momentul potrivit și chiar dacă nu o salva pe fată, doamne Frezian, nu găseau rămășițele, nu știau sigur unde e fata tranșată, așa, au așteptat-o la și-a făcut treaba, de la 3 la 6 dimineața la și-a făcut treaba. Nu știa teritoriul lui, unde se ascund, dar să fac grob, în 3 ore o să faci grob. Eu am zis că trebuia ținut de vorbă, trebuia cu acel negociator, cum am văzut peste dar toți. Dar n-avea cu cine să stați de vorbă, că dacă îți latră 9 câini într-una și tu ești la poate și îți latră 9 câini, cum te înțelegi cu ăla? N-ai cum. Intrat peste el în curte, imobilizat și gata. Dar dacă ți-e frică de niște câini, păi era și ăla un ciudat, că ați văzut că sunt o grămadă de ciudați, au pisici în apartament, au câini. M-am uitat pe privirea lui așa, m-am uitat, îi dă seama cu taică, vorba aia, m-am uitat pe privirea lui așa. Dar ăla nu se mai face bine, nu, dar nu se mai face bine. Mi-e teamă să nu-l găsească bolnav psihic să scape. Că dacă scapă, nu mai scapă tufuria oamenii. Nu se există. Trăim în România, totul e foarte. Nu se există așa. Aici vorbim. Nu vrem noi să credem. Dar da? Nu vrem noi să credem. E posibil. Da. În bunul nostru simț ancestral nu vrem să credem că se poate, dar se poate. Pentru că așa îl internează la Balamuc. Mai ales dacă e cum se aud zvonuri că a fost ajutat de mai sus, de nu știu cine și alea. Să vedem. Aia dau telefon la cabinet, gata, mâine îl declar bolnav psihic. Să vezi cum scapă de pușcărie cu control judiciar și e bine mersi acasă, dar nu mai scapă de furia oamenilor. Eu așa zic. La ce am văzut ce se întâmplă acolo, nu cred că mai scapă. Și ce pe alte crime tot mai face. Eu dacă aș avea unul ăsta la mine în sat, eu n-aș mai aștepta poliție. V-am spus. Aș strânge rândurile, că am și eu prieten. Exact așa am zis și eu. Bă, dacă era noi, dacă era la noi în sat, măi, ne duceam peste el. Nu te vedeți, la noi nu mai există. Asemenea, om nu are loc în comunitatea noastră. Păi normal, ne faci comunitatea de râs. Du-te, ori pleci, ori te omoră. Ori pleci, ori te gonim noi, nu mai așteptăm. Nu, te du agățat de malul, la pod, de malul gârlii și da drumul. Pune ăștia de pentru tânăra ucisă la Caracal, domnule. Nu, am văzut că vă uitați la altar. Am văzut că vă uitați la altar și de aceea v-am... Păsinica, aia, analfabeta. Aia trebuia să-i fac. Să-i dea drumul mulțimea aia așa și îl pisau aia de. Ăștia au mai multe drepturi infractorii decât noi oamenii cinstiți. Nu să-i spui tu părintelui fetei, vino frate și dă-te cu piciorul în ușă, că nu vrem noi să picăm la belea. Pe motiv, eu mai frate ca om.
Trebuia să-i dea drumul mulțimea aia, 3-4 minute, și fiecare îi dădea un pumn în picior și îl făcea cu lac. Trebuia la momentul în care l-a ridicat de acolo din casă, să-l lase să-l prindă pe el la duba de poliție în exteriorul casei. Nu s-a scoat, l-a spus cu spatele casei. De ce? Păi ei au... De ce l-a spus cu spatele casei? Păi le-au fost și lor. Pentru că în podul lor de protecție... Poate 2-3 minute s-a l-o fi lăsată mulțime acolo și îl făcea oia în șnițel. Și nu știa cine. Păi da. Fiecare vrea să-i dea un pumn. Da, unul ca mine care se revolta din halul ăsta, eu dacă dădeam în el, mi-aș spus, da, frate, mi-a fi. Și care-i problema? Sunt tânăr. Cum mă doare povele? Ce se întâmplă? Mi-a spus, dacă dau un pumn, mi-a spus. Pentru că știu de ce am dat. M-am răcurit. Și vreți să vă spun ce? Oamenii sunt... înfuriați foarte, stimați... privitor, după cum vedeți, sunt și declarații belicoase, oamenii și-ar face singur dreptate și probabil au dreptate. Mulți dintre ei sunt și părinți, au poate copii de vârsta sau nepoate de vârsta acestor fete și e normal să reacționeze așa. Pentru că, iată, te crești, te chinui 15 ani să crești un copil și un nenorocit vine să-ți distrugă toată munca și toate speranțele pe care le-ai pus în acel copil. Un nemernic, un psihopat, un... om periculos care fie din prostia autorităților, fie din nepricepere, continuă să trăiască liber printre noi. A trăit liber printre noi, cel puțin până acum, până l-au prins, până l-au arestat. Pentru că la pușcărie o pachetă țigări, nici nu este de mișcă. Da. Și da. Dar nu e bine. S-au aprins, dragi prieteni și în orașe. Când șoferul după rea, șoferul după traseul muzei, a fost bătut în... Oamenii continuă să vină și aprindă lumânări la... Iată cazuri și cazuri. Oamenii își împărtășesc fel și fel de cazuri, de întâmplări pe care le-au trăit, pe care le-au auzit de la altcineva.
dar ideea generală este că lumea este înfuriată, este hotărâtă să nu lase lucrurile așa, să vegheze în continuare la ceea ce vor face de acum încolo autoritățile, cum vor rezolva acest caz. Chiar la prețul maxim. Am văzut că a sărit un tunel și o doamnă. A sărit un tunel, zice, băi, omule, ca să reacționez astfel. Am fi până atunci, omule, ca să reacționez astfel. Puțină lume. Fără când observă, se uită unii mai și filmează. Uite, sunt ce-i poate. Și eu nu știu de ce. Eu de exemplu nu iau omul ăla de taxi și aici, dragii mei, este la fel un altar și în mare majoritate sunt tineri, dar pe mine m-a emoționat domnișoara din imagine pe care o vedeți chiar acum și care are chiar lacrimi în ochi. A spus, sunt de vârsta ei, era de vârsta mea. Deci, vă dați seama ce șoc a putut trăi și ea, această tânără domnișoară.
în zona centrală a orașului, dragi prieteni, lângă Arteziene și vă prezint imagini de la evenimentul de solidaritate cu familiile celor două fete care au fost ucise la Caracal, eveniment de solidaritate organizat ad hoc de cetățeni, de ploieșteni simpli, de oameni care au simțit nevoia să ofere o strângere în brațe, chiar și virtuală. Celor familii care și-au pierdut copiii într-un mod atât de tragic din cauza acelei bestii care le-au ucis cu sânge rece. Alexandra și nepăsarea ucide sunt cele două lozinci care vorbesc mut despre durerea oamenilor de aici, dar trag în același timp și un semnal de alarmă de a fi pe viitor prevăzător cu autoritățile, de a ști ce să le cerem și de a ști până la urmă să ne protejăm viața cu puterile noastre. Care se gândesc că în locul familiei din Caracal ar putea fi chiar ei, se putea întâmpla chiar copilelor lor și asta iată i-a pus un pic pe gânduri. Sunt Cristian Mărin și încheie aici micuța mea transmisie, mulțumindu-vă că ați empatizat cu noi toți aici care ne-am adunat în centru la statuia eroilor Revoluției pentru a aduce o îmbrățișare și un gest de îmbărbătare familiilor
greu încercate ale celor două fete. Din Republica de la Ploiești, Cristian Marin vă urează toate cele bune și mai ales aveți grijă de voi, prețuiți-vă viața.